Șefii de state și guverne UE discută plafonarea prețurilor la gaze și sprijinul pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului European a început în această după amiază la Bruxelles. Colegul meu, Radu Osipov, va urmări discuțiile și are mai multe detalii. Radu, bună seara! Există o decizie unanimă? Bună seara, Elena! O decizie unanimă ar putea exista. Chiar în aceste momente, liderii europeni sunt la cina de lucru. Imediat spun și detaliile. Bun găsit tuturor! Energia și Ucraina sunt leitmotivele summitului de la Bruxelles. Președintele Zelensky s-a adresat șefilor de state și guverne ale Uniunii Europene. A vorbit despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene de energie. Au apărut noi amenințări, de exemplu, rușii ar putea lovi barajul hidrocentralei Cahovca de pe Nipru. Deocamdată Consiliul European nu a anunțat vreo decizie. Urmează mâine o zi importantă. Charles Michel și Ursula von der Leyen vor avea o conferință de presă chiar de dimineață. Probabil mizează că în această seară liderii țărilor UE vor ajunge la un acord. Am tot vorbit în aceste zile despre propunerea Comisiei, care bineînțeles ne vizează și pe noi, mai exact prețurile la energie din Republica Moldova. Consiliul European are pe masă două soluții: să fie plafonat prețul la gaze până în luna martie 2023. Valoarea de referință pe piața europeană, așa numitul TTF, nu mai e reprezentativ pentru că nu cuprinde gazele lichefiate. Iar Rusia manipulează ușor cu acest indice și poate provoca explozii de prețuri. A doua soluție este decuplarea parțială a pieței de electricitate de prețul gazelor. Scopul este energie mai ieftină în această iarnă. Propunerea e pe masă, concluziile sunt echilibrate și îmi doresc un acord astăzi. Probabil va fi dificil, dar e important ca azi sau mâine să lansăm acest mesaj puternic, că suntem determinați să acționăm împreună, să obținem un rezultat pozitiv. Este important pentru gospodăriile casnice, pentru familii, pentru afacerile din toată Uniunea Europeană. Sunt două subiecte fundamentale. În primul rând, capacitatea noastră de a controla prețul gazelor, să atenuăm exploziile de preț și manipulările Rusiei. Două modele avem pe masă. Unul este plafonarea TTF, al doilea decuplarea prețului electricității de prețul gazelor.